Mergem mai departe la următorii noștri prieteni. Au 2 milioane de fani pe internet și sunt idolii puștilor de astăzi. Trupa 5 Gang și-a început turneul național la Galați cu un show de zile mari. Nicoleină, colegul nostru, bineînțeles că a vrut să plece din București și de la muncă și a zis că se duce să filmeze. Și ce credeți? A plecat să filmeze în interes de serviciu. A fost o adevărată muncă, oameni buni. Priviți-l pe Nicoleină în atac. Mâine sus! Chiar dacă fanii lor sunt în special copiii, sala începuse să se umple de spectatori de toate vârstele, până și de bunici curioși să asculte trupa preferată a nepoților. În timpul ăsta, gașca s-a retras în culise să se pregătească de spectacol. Am ajuns la Galați și ne-am dus să mâncăm niște spaghete, dar n-avem sos. Și am găsit pe băieții de la 5 Gang aici. Salut! Ai cumva niște sos? Că nu are la cantină, la spaghete. Nu dăm sos decât în cantități industriale. Păi hai să ne strângem toți aici, dacă aveți în cantități industriale. Băieți, vreau și voi și domnii niște sos. Niște sos. Luați-l pe el, noul membru, Mădălin, are sos. Bună, eu sunt băiatul cu cel mai mare sos în seara aceasta, adică în ziua asta, dar o să fim și mai diseară. Era cererea foarte mare să facem un turneu național. Noi am avut anul trecut un turneu al vlogărilor și anul ăsta avem să facem un turneu exclusiv 5 Gang cu muzica noastră. Și iată că se întâmplă. Ăsta e primul oraș dintr-o serie de 8 orașe și dacă dăm sold out mai mult de jumătate, mai facem încă 4 orașe. Bună ziua! Salutare! Salut! Salut! Sunteți cu tătici aici? Da, da. Salutare! Și cine? Pentru cine ați venit la concert? Voi pentru... i-ați adus pe ei, nu? Da! Iată-ră după noi! Ce se vadă? Să vadă 5 Gang! Să vadă 5 Gang! V-ați întâlnit aici generația 5 Gang cu generația... Învățăm și noi de la ei. Ca să zic generația Angela Similia și 5 Gang sau 3 Sud-Est. Nu, Angela Similia, nu? 3 Sud-Est. 3 Sud-Est. Asta sunt și eu, că mă pun și eu aici. Ați venit pe cine mai prindem? Mami și tati, uite aici, ia fel. Bună ziua și bine v-am găsit la concertul celor de la 5 Gang. Ați venit cu cel mic sau el a venit cu voi? El cu noi. Păi el v-a adus la concert, că dacă nu era el... Da. Nu veneam. Nu, știați voi de 5 Gang, dar asta nu? Nu, știam. Salut! Mă cheamă Robert. Robert, pe mine Daniel. Ce faci, Robert? Bine. Cu 5 Gang, cu treaba asta, nu? Mă uit foarte mult pe YouTube la ei. Da? Și de ce îți plac ei așa? Ce? La ce te uiți? Eu aș zice că sunt cei mai faimoși din România. Mă știi după mers, cobor dintr-un mers, așa. Cel mai mare VIP, mă vezi cu strălucesc. Era bucuria lui, îi place foarte mult 5 Gang și am zis să-l aduc. A fost un cadou de ziua lui. Ce faceți, doamnă? Am venit cu nepotul la spectacol. La 5 Gang? Da, păi ce să fac? N-are cu cine altcineva. Trebuia să vin cu el. Păi și vă distrați și dumneavoastră. N-am un patra, o les. Ia zi, de când asculti tu 5 Gang? Cam de la vreo 6-7 ani. 6-7 ani? Ceva de genul. Da, așa că lui mami îi place și ei? Îi place mai mult pe jumate story. Îi place lui mami. Vezi mami pe că te-am jumate. Prins. Deci tu ai venit aici ca să te uiți la concert. Și nu așa, am mai luat și 2 copii cu mine. Forță! Frate, forță, frate, bine, frate! Bam, bam, bam! Ce faci, cum te cheamă? Eric, am 6 ani. Da? Am venit la concert să văd, să mă întâlnesc cu Sherry, Diana, cu Duracu, cu oricine am venit aici. Și pentru că am venit aici, i-am adus pe verișoarii mei care sunt în spatele meu. De la ProTV? Da, da, ești cu cineva, cu mami, cu tati? Nu, cu mame. Și mami unde? Acolo. Care? Doamna blândă? Da. Da? De la Măruță? Da, de la Măruță. Melodia aia cu sos, o știe cineva? Da! Deci, 2, 3 și... Cantități industriale, toți pe verandă de coale, toți aduceam în cursare și echipa mea a ieșit la vânătoare. Cantități industriale, toți și echipa mea a ieșit la vânătoare. Pam, 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 5 Gang! Mă vezi cu strălucesc, 700 de car, 700 de car. Băi, mai avem baterie la microfon? Ține bateria?
Super, super. E super și ne bucură că e un lucru pozitiv, e un lucru bun, muzică bună și dacă zâmbim, mergem mai departe. În paralel cu turneul, Five Gang le mai pregătește o surpriză celor peste 2 milioane de fani de pe internet. Cei 5 spun că de sărbători vor scoate un film de comedie și sunt convinși că acesta le va aduce succes în cantități industriale. Am terminat filmările, film aproape, mai avem doar o zi de filmări undeva prin noiembrie. Se va numi Five Gang The Movie, va fi o comedie foarte, foarte șmecheră de Crăciun. Va ieși în cinematografe pe 27 decembrie. Vă așteptăm pe toți acolo, pentru că credem noi că o să înlocuiască așa un pic singuri acasă, măcar Crăciunul ăsta.